Ok, acum o să punem pinionul care este atacat de către electromotor pentru potnire. L-am uns puțin. Așa. Acum o să venim cu volanta. Punem ca să ne fie mai ușor de să învârtim motorul când punem distribuția la punct. Așa, să aveți grijă la pana de la volantă. A intrat. Acum putem să învârtim. Dăm o tură prima oară să fim siguri că se învârte ok motorul. Da? Merge ușor. Este în regulă. Așa, lăsăm pistonul sus la punctul mort. Așa. Semnul de pe volantă este aici. Da? Și acum o să venim cu partea de sus, chiuloasa și restul. Ok, venim cu garnitura de chiuloasă. Așa, apoi tigele de la distribuție. Ok, acum venim cu chiuloasa. Trebuie să intre pe prezone. O apropiem. Ok, și o presăm ușor ca să intre pe ghidaje. Da, s-a apropiat. Ok, o să punem prezoanele, de fapt, piulițele să le spunem. Le apropiem, le stingem la mână cât putem. Și apoi vom folosi dinamometrica pentru a le strânge. Nu uitați, le strângem în cruce. S-a auzit. Toate sunt strânse. O să așteptăm puțin. Apoi mai facem o tură. Ok, repetăm procedura. Da. Gata. Este în regulă. Am terminat cu strânsul chiuloasei. Apoi venim cu tacheții și cu capacul de la chiuloasă. Punem șurubul de pe lateral.
fel, strângem. Gata, a trosnit. Este ok. Pun la cilindru. Ok, venim cu rampa cu butoi. Să aveți grijă la tige să nu vă scape. Apropiem și ruburile. Ok, toate sunt strânse. Ok, o să reglăm jocul la supape. Slăbim piulița. Punem lera. O să mergem pe 0-10 admisie și 0-15 evacuare. Ok. Strângem. E în regulă, se mișcă ușor. Așa. Și 0.15 la evacuare. La fel slăbim. Ok, îl poziționăm, îl strângem. Verificăm. E în regulă. Da. Ok. Apoi venim cu capacul. Ok. Venim și cu capacul. Punem șuruburile. Le strângem. Ok. Am terminat cu partea de sus. Acum avem lateralul de la volantă, pinionul de la electromotor, le punem și pe acestea. Okay. Avem un pinion depus aici, care antrenează pinionul cel mare, care cuplează cu volanta. Așa, apoi capacul. Ușor să intre pe ghidaje. Punem șuruburile. Le strângem. Ok, punem electromotorul.
strângem șuruburile. Acum mai avem un pinion, punem axul, pinionul celălalt, tot cu șeibă, așa, apoi capacul. Da. Fixăm cele trei șuruburi. Ok, mai departe filtrul de ulei. Ok, cam asta a fost. Mai rămâne decât să punem ulei. Și cam atât. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.